Betania Kids, astăzi vin înspre voi cu un experiment de încercat acasă, însă înainte de a-l încerca, va trebui să știți și povestea pentru care îl încercați, în așa fel încât atunci când îl faceți și îl povestiți celor din jurul vostru, mă gândesc la părinți, la bunici, la prieteni, la colegi, să nu fie un simplu experiment, ci și o învățătură pentru viață. Așadar, o să aveți nevoie de un bol, preferabil transparent, și niște apă în acel bol. De asemenea, o să aveți nevoie de un șervețel de masă. Eu mi-am ales unul colorat, în așa fel încât să fie ușor de văzut la cameră. Întrebarea mea este, ce se întâmplă cu acest șervețel dacă îl introduc în apă? Cred că răspunsul este evident. De ce vă întreb asta? Nu e doar o întrebare retorică. De multe ori când verbalizăm, ne ajută foarte mult să conștientizăm ceea ce se întâmplă cu adevărat. Și răspunsul este simplu. Se udă, Lidii. Asta se întâmplă cu șervețelul. Se plioștește, devine o masă amorfă, adică fără formă, și se strică. Nu-l mai putem folosi decât eventual să ștergem masa asta, dacă nu cumva se dezintegrează înainte. Cum am putea face ca un șervețel introdus în apă să nu se ude și să poată fi folosit în continuare? Ei bine, am pentru voi soluția. Este simplu, am învățat-o și eu de la alții, poate ați văzut-o unii dintre voi pe internet. Aveți nevoie de un pahar. Un pahar simplu în care să luați șervețelul și să-l introduceți în el. În momentul în care faceți asta și introduceți șervețelul în apă în interiorul paharului, șervețelul vostru nu se va uda deloc. Puteți să ridicați paharul în sus, în jos, să-l plimbați cât vreți voi prin apă și șervețelul vostru nu se va uda. De fel, va putea fi folosit în continuare. La ce vreți voi? Acesta este experimentul nostru științific. Simplu, nu-i așa? E o chestie care ține de fizică. Însă, pentru mine, voi știți că un experiment nu se oprește aici, ci avem ceva de învățat. În viața voastră veți avea multe momente în care veți trece prin întâmplări neplăcute, prin cuvinte care nu vă vor conveni, prin situații de viață pe care le veți considera supărătoare, care poate chiar vor produce lacrimi. Însă, dacă voi aveți în mintea voastră, în viața voastră, principiile lui Dumnezeu, cuvintele Bibliei, voi veți fi protejați și veți ști că Dumnezeu este Cel care are ultimul cuvânt în viața voastră, nu ceilalți. Că promisiunile Lui sunt cele care vă oferă frumusețe, valoare și chiar utilitate. Astfel încât ceea ce se petrece în jurul vostru nu vă va afecta, așa cum șervețelul acesta nu este afectat de apă pentru că are o protecție în jurul lui. Asta aș vrea să învățați voi dintr-un experiment cu apă și șervețel. Că atunci când îl aveți pe Dumnezeu în mintea voastră și toată viața voastră este organizată împreună cu Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în jurul vostru, voi stați liniștiți și când ieșiți din acea situație grea, puteți să lăudați în continuare pe Dumnezeu și să faceți lucrurile în viața voastră de parcă nu s-ar fi întâmplat acel lucru rău. Și chiar dacă a fost, tu ai fost protejat. Dacă vreți să faceți acest experiment științific, nu uitați să spuneți și explicația împreună cu el, pentru că ceea ce spuneți cu cuvintele voastre poate să rămână întipărit în mintea voastră pe lungă durată. Și atunci când veți ajunge într-o situație care nu vă va conveni, să vă aduceți aminte de acest experiment, de această mini-mini povestire, de această situație. Cum paharul protejează șervețelul de apă, tot așa și Dumnezeu te protejează pe tine atunci când treci prin situații neprevăzute, neplanificate și nedorite. El este cu tine dacă tu alegi să-l ai în viața ta în mod conștient. Pe curând, Betania Kids!